Primul care a urcat în ringul de la sala sporturilor a fost Andrei Stoica, alături de algerianul Zidane Lain. Două reprize au trebuit lui Andrei să ridice sala în picioare și să-i aplice adversarului un croșeu care l-a trimis la podea, rămânând acolo un timp destul. Chiar dacă a câștigat partida fără probleme, acesta nu a putut răsufla ușurat pentru că a predat ștafeta fratelui său. Până acum da, puțin mai bun, dar acum o să de fratele meu și îmi dă... Da. Bogdan Stoica a urcat în ring alături de francezul Marsuan Yuan și a fost nevoie de 25 de secunde ca arbitrul să ridice mâna câștigătorului. Campionul mondial din Supercombat a câștigat duelul cu francezul dintr-o lovitură de picior care l-a umplut de sânge și l-a împiedicat să mai debuteze în cele 3 runde. Un knockout tehnic a demonstrat că urmașii lui Dracula știu să-și apere teritoriul. Bineînțeles, ultimul meci a fost main eventul serii. Bogdan Stoica, coincidență de nume, tot Stoica, mă bucur de această coincidență. A fost pitbull-ul tot diresei, este mic și rău. Mai sunt și alții care n-au fost aici, chiar au fost în sală, n-au luptat, dar sportivii din seara asta s-au ridicat la înălțimea așteptărilor. După cum ați văzut, acest eveniment a strâns mai mulți spectatori decât tot fotbalul și tot basketul la un loc. Publicul a fost pe măsura execuțiilor spectaculoase din ring, creând o atmosferă de excepție, frații Stoica aflându-se în topul preferințelor. Meciurile foarte bune, unii români au pierdut, alții au câștigat. Îmi pare rău că Bogdan n-a avut ocazia să mai lupte în continuare pentru că s-a accidentat adversarului, dar după o lovitură foarte puternică de stat.